A, uite, ia uite, mă, țip de 2 ani de zile, cu... dați-te astea jos. Uite, cumpăr autoturism. Da. Eu spun un singur lucru, unde văd amenajare, să-i transmit domnului director, unde mai văd din astea ilegale, gen cumpăr, forez puțuri, eu știu ce spun oamenii aici, vând apartamente, la fiecare din asta vă iau câte un procent din salariu. Uitați-vă și voi cum este stâlpul. Vezi? Îndreptat și ăsta pleacă de aici. Aici a curățat. Aici a stâlpișor, nu mai intră nicio mașină. Nu mai intră nimic, da. A, uite cum stă ăla stâlpul ăla. Stâlpul ăla de... Îl îndreptați? Da. Luați coșul ăla de gunoi și tot ce există stâlp în intersecția asta, îl spălați, veniți cu jetul de apă, îl curățați toate afișele astea. Unde e ruginătura aia, nu știu, te apuci și mi-l vopsești. Vezi ce culoare, gri, uite cum e ăsta. Cum e ăsta? Ce fac? Faci un gri de ăla, nu nici un verde, nici un gri, da? Când dați drumul la asfaltare pe astea? Că astea toate le asfaltați, nu? Da, dar cum să nu? Fac peste tot. Am început cu partea aceea, venim pe partea asta, după ce termin aici, venim cu asfalt. Ăștia ce, sunt prunuși? Da. Și tăi. Stâlp de iluminat avem? Lucrează. Ce avem? Stâlpișori mici? Stâlp și proiectoare. Stâlp și proiectoare, da? Ia să mă uit eu la spațiul ăsta, mă. Aici o să mai rărim, să punem niște de-astea. Ce să rănești? E foarte bine, lasă-l așa, nu mai rări nimic. Așa, nu mai plantăm alte... Da, de aici încolo nu mai băga nimic, aici pune decât decorativ. Mai... Pentru că vizibilitatea... Unde vrei aici, să... Aici peste... Păi despre ce vorbim? N-are nicio, n-are nicio chestie. N-are. Ce... Uite, întrebăm pe doamnă. Ia lăsați geamul jos. Vă deranjează? Vă ia vizibilitatea? Nu vedeți din cauza la asta, așa? Nu mă deranjează. Nu, vorbesc serios. Nu, chiar mă bucur că ați spus da? Copaci ajută la oxigenare. Vă iubesc! Sănătate mult! Doamne ajută! Să aveți sănătate și putere de muncă. Mulțumim mult! Să fie bine, să nu fie rău. Când e gata blocul? 3 luni de acum. 3 luni de acum încolo? Da. Aprilie, mai, iunie. Nu, no, domne, în iunie, mai la sfârșit, domne. Știi că în mai la sfârșit, da? Auzi, domne, în mai la sfârșit e gata și locul de joacă. Ne sincronizăm, îl facem, avem prioritate la... Avem prioritate, avem, deci avem și aprinsul contract. E în subsegmentul care l-am semnat chiar azi. Chiar astăzi, da. Ok. Să română! Ce faceți? Mâncare, cum e? Dumnezeu sănătate, domn primar, să fiți sănătos! Nu mai ne vedeam noi blocurile făcute dacă nu veneam. Doamnă, să fiți iubite! Să dea Dumnezeu! Să-mi spuneți de fiecare dată dacă sunt nereguli, să-i tragem de cască pe oamenii ăștia. Sunteți mulțumită? Foarte mulțumit, să vă dea Dumnezeu să... Nu mie, dumneavoastră să vă dea sună. Lăsați-mă pe mine! Nu erați dumneavoastră! Dați-mi și mie, uitați, opa! M-am zgâriat, dați-mi și mie o din asta de prim ajutor, că m-am suit pe schele, pe de-astea, las sânge aici de primar, dar unde văd de... Om, suntem oameni cu toți. Așa, domn primar. Ha? Așa. Haide, ia. Așa. Nu contează. Dați acolo, strângeți-mi mai sus și mai așa, nu, așa, hai, pe aici, așa, aici, așa, și acum rupeți-o, gata, m-ați vindecat. Dumnezeu să vă ajute, Dumnezeu să vă facă bine. Doamne ajută, la toată lumea. Gata, m-ați făcut bine. Am făcut
Nu contează. Să rămână. Să rămână. Doamne ajută, hai. Hai departe. Să rămână. Ce faceți? Cum, sunteți mulțumită? Da. Vă plouă, vă plouă, că sunteți la ultimul etaj aici, trebuie să fie făcută hidroizolația. Nu, e regulă, nu? Asta ați făcut-o acum, nu? Nu, asta nu, cea după terasă este făcută în proporție de 80%. Așteptăm să se facă. Se facă, da, se face. Ok, să-l stăpâniți sănătos. La sfârșitul lui mai plecăm de aici. Sănătate! Ce faceți, oameni buni? Cum e? A? Tati, asta este, dar se face, se face, se vor face. Vă plouă? Ați avut probleme cu hidroizolația? La balconul celălalt. La balconul celălalt. Deci se reface totul, nu? Da. Se reface totul. Bună, doamnă! Ce faceți? Ce am plătim termopanele astea? Nu le plătește nimeni! Primăria le plătește! Nimeni, mamă, dormi liniștită! Hai, e bine, din lab, cumpram fabrică! Ce faceți? Câți ani aveți? Am 31 de ani! Mulți înainte! Și dumneavoastră? 70! Mulți înainte! Mulțumesc, la fel și noastră! La sfârșitul nu mai bem șampanie aici, pe bloc! Bun, bun, avem toată încrederea noastră! La sfârșitul lui mai, începutul lui iunie. De ziua copilului. De ziua copilului, da. Să dăm cu toții mintea copiilor. Că de acolo, acolo a fost cel mai frumos, fără griji, fără nimic, da? Doamne ajută! Pentru început și de unde am plecat, raportat că este unul, dacă nu cel mai mare bloc din sectorul 5, se pare că firma asta care a dormit câțiva ani s-a resurcitat. Bravo ei! Sper să nu ne dezamăgească. Astăzi inginerii mi-au spus că finalitatea acestui bloc care a început acum o lună de zile, repet, foarte imens. Cred că este, nu cred, sigur, cel mai mare bloc din sectorul ca și volum de reabilitare, inclusiv fața cu spatele. Mi-a asigurat că undeva sfârșitul lui mai, începutul lui iunie. Eu zic că de 1 iunie să facem o bucurie tuturor copiilor din bloc și cu parcul care îl vom inaugura tot pe 1 iunie împreună cu constructorul. Redăm zonei din nou frumusețea, redăm aspectul și climatul liniștit de care cetățenii sectorului 5 au nevoie. Trebuie venit, ați văzut, sunt diverse probleme, trebuie să le văd pentru că hârtia suportă multă, nu suportă realitatea din teren. O vezi, o discuți cu constructorul, se recalculează, dar la sfârșit totul trebuie să iasă bine. Am stabilit și culorile pentru acest bloc, este în culorile noastre din inimă pentru sectorul 5. Eu sunt niște culori vii, nu posomorâte, care te inspiră și îți dă dorința de viață și de pace, că avem nevoie de pace în această perioadă. Anul acesta, sectorul 5 intră în programul de reabilitare a blocului, 100 de blocuri. Record, pot să zic,
nu neapărat al meu, al administrațiilor, pentru că 100 de blocuri cu finalizare la sfârșitul anului 2022 înseamnă ceva. Acest sector a așteptat foarte mult. Nu spun ce s-a întâmplat, spun că lucrurile, și nu o spun eu, aș vrea să o spună cetățenii, sunt vizibile și mulțumesc pentru încrederea care mi-au acordat-o în continuare și le promit în continuare că n-am să-i dezamăgesc. Și acum la piață, la lucrarea de la Ferentari. Copaci peste tot, copaci. Aici e linie de copaci, nu?